o să fie. Vedeți așa că chiar stai în fața voastră apare un Gigel. Îl vedeți pe Gigel? Da, îl văd, îl văd. Îl văd pe Gigel. Și el ascund. Vă vede pe voi. A, ne vede? Da. Da, bine. You have been waylaid by bandits and must defend yourself. Ah, super. Aha. Băieți, banii. Și se scoate un cuțit, știi? Dacă știți ce e bine pentru voi. Am intrat în luptă? Hey, dă-i un intimidate. Nu, nu, ok, invoc chitara. Swang. Nu, nu, nu. Don't intimidate. Don't intimidate, serios. Zile-ți să îți dea ei banii. Da, stai că dau și eu. Scot cuțitul. Invoc chitara, zbang. Și le spun: băieți, dați-mi voi banii voștri. Băi, Gogule, îi spune luna din spate, vezi că ăștia au chef de jac. Ia hai să le arătăm. Stai așa. Nu vreți să vă puneți cu Mark Magnificul? Ce i-ai dat? Identify? Bluff. Bluff. E magnific omul ăsta, deci vă face praf pe toți. Aveți grijă, nu vreți să vă puneți cu el. Știi ce, nu vreau noi să ne punem cu el, a? Ce e așa ciumec? Dau e și bluff. Cel mai tare. Deci cu bluff-ul ăsta aveți surprise round. Voi puteți ataca. Serios? Ok. Da, ok. Ok. Chiar, se pune chestia aia, știi că Ilean, ce dracu erau, faci, mă? Aveau AC-ul ăla, n-aveau bonusul de dex dacă nu erau Iulian, atenți. Da? Te vezi ciudat. Cum adică? În cameră, da. Să văd doar eu. Eu nu văd că eu nu am pornit. Se vede un pic ciudat, într-adevăr. Normal. O să ai o surpriză la înregistrare, ok. Nu, înregistrare vede ce văd și eu acum, deci normal, voi mă vedeți ciudat. Poate pic internetul, eu știu. Nu știu. Nu știu, dacă doi... Ai artefacte, ai... Chiar. Da. Ăștia doi, eventual trei, dacă ar mai fi și pe alea asta altă, au acum chestia aia ca la flancare, când au bonusul de dex la ace? Voi aveți. Noi avem. Voi aveți. Deci sunt... Mă, scoșese deja cu surprise titlul. Round. Deci, ei nu o să... Poți ei, dau nu vor, ei nu vor acționa tura asta. Poți să dau sneak attack. Deci. Poți da sneak attack, exact. Super. Hai să dăm inițiativa? Dați inițiativa cu tonții, vă rog. Cu tonții. Cu tonții, da. A, cât aveam mai mic. Hai să văd cât dracu am. Așa. Inițiativă. Cât era inițiativă? Așa, plus 4. Am dat 8, dammit. Deci bonus de la mine nu o să-l luați o vreme. Da, dar o să-și ia de-asta heal. Da. 17. Deci, intrării eu și după aia Marc. Încep eu? O secundă, te rog. Să dau, să dau inițiativa pentru ăștia. Să văd cât dau ăștia inițiativa. Și ălalalt? Băi, am scos cuțitul. Așa, voi, pe rând, Marc. Eu sunt ultimul. Bine, până cât ai? 8. Și, Calkin? 10. Întrerii? 17. stai să văd o chestie. Așa, ok. Ăsta, așa, ăsta... Da, după aia vine Calkin. 7. Ok, dați-i biceps. Da. Deci... Bă, scosesem... Stai alea, că... Așa... Fearless... Ranged... Fortul plus 3... Plus 4, plus 1 attack, plus 1 damage. Mă, cuțitul meu era plus 1... Deci avea plus 1 și la attack bonus. Da, am văzut. Așa. Da, tu trebuie să ataci primul oricum. Da, da, asta că nu aveam ok făcut da. Planșa. A, chiar, stai, nu mai contează așa. Dacă intri în luptă sau nu. Nu mai am penalitate. Ce? Nu mai am penalitatea aia dacă atacă
Nu. Dacă sunt... Nu, tu ți-ai luat fit, cred. Da, da, l-am luat. Că îmi calculam acum pe aici. High precise shot, da. Da. Așa, intrării? Mă duc lângă el. Așa. Come of action. Standard action. Ating 11 versus AC. Da. Cu 11 versus AC nu-l atingi. Așa, acum eu. Da, next. Tot în el, scot arcul. Tot în ăla, în Digel 2? Da, deci nu le văd numele. Da, nici nu le vedem numele. Stai puțin. Show name. De îndată ce îmi dau seama pe unde... Așa, am găsit. Trebuie să pun mouse undeva mai într-o parte ca să poți să mișc caracterul și e cam enervant. Dar poți să-i zici lui Dan și Timotia. Așa. Bun, m-am întors, scot arcul și trag cu sneak attack. Da, da. Așa, plus cât aveam? Plus 7, plus 8 de la point blank shot. Sau trebuie să fie calculate acolo toate. E la range 7. Plus 7 plus încă 1 că este point blank. Ah, da, da, da. Așa. Ok, da, îl atingi. Îl ating. Da. Cât am dat? Așa. 1 de 6 este damage plus 1. 1 de 6 plus 1 plus 2 de 6. E 1 de 6 simplu plus 2 de 6. 1 3 de 6, mă rog. 3 de 6. Deci 1 de 6 plus 1 plus 2 de 6. Cred că l-am omorât. Ăsta pică, crapă, știi? Mă așteptam la asta. Da. Mark. Ok, move action, scot rapierul. Standard action, încep să cânt. Deep in the ocean of darkness in the mirror of light, the balance becomes a stranger. Stai, o rundă, tu, da? Și dai plus 1 la atac sau ce? Da, plus 1 la atac și damage. Tu mai ai și vrăji. Stai mă, tu cânti la rapier? Nu, am deja câte era scoasă, dar am scos și aia. Deci cânt și scot aia. Ok, ok. Da, exact. Move action, scoate aia și... Uh-huh. Standard chitară. Exact. Da. Ok. Și atât? Da. Mic? O vrajă? Nu, ceva. Că nu mai am cu ce să dau. Nu mai Standard are. Standard a fost să cânt. Să încep să cânt. Ah, înțeles. Ok. Ca să bine. Încep coste. După aia e free action, da. Nu? Continui. Super tare. Așa. Acum. Runda normală începe. Iese unul din umbre. Se întoarce către Mark Magnificul și trage un sneak attack, îi trage cu cuțâtul. De la distanța aia? Da. Cu cuțâtul îl aruncă. Ah, că da. Înțelegi? Da, m-am pus. Mama, da, critical. Confirm, să vedem dacă e... A, nu, nu e critical, e doar simplu. Dar e sneak attack. E sneak attack. Pentru că sunt rogi. Așteptam. Așa, 7 damage. 7 damage luăm. Nu poți să schimbi viața, abla pot. Chiar, noi putem să dăm cu ceva non-lethal damage? Specifici, cred. Da, specifici. Că aș vrea să nu omorăm pe unul, să ne interogăm. Că ăștia par a fi organizați. Ăsta vine, da. Ăsta vine iarăși lângă Mark și tot așa dă cu sneak attack. Tot așa cu cățetul. Wow, 7. Dar vezi că Calchin. Da. Când dai sneak attack. 20 atac. Cât? Știu, când dau sneak attack, îl omor. Nu, e lethal. E lethal damage. Poți tu să specifici ce ai vrea. Dacă ai dat cu sneak attack, nu. E lethal. Așa, și sneak attack asta presupune că îi cauți punctele vitale. Exact, știu. Păi tocmai să ziceam, când dau cu sneak attack, îl e lethal, îl omor. Da. Uh-huh. Dar nu, vreau să omor 7 de ataci normal, normal și să rămână unul în viață. Nu mă interesează să fie da, toți. Da, putem. A rămas cu 8. Așa, după aia vine întrerii. Băi, mă întorc. Cu fața la ei. Hai să-l flancăm pe ăsta de lângă Mark. N-ai cum. Nu prea ai cum. Bă, a, bine, dacă poți să... mai mult. Păi de ce nu pot? Păi nu prea ai cum, pe perpendiculară? Nu mă, pe lungul peretului, o să se duc acolo și vin eu să planchez. Ai câte mișcare am? 4. Fac una așa. Du-te direct în față. Ăsta e perete sau e doar întuneric? Perete. Nu, da, o să vin eu să-l planchez următoarea dată.
Ah, ok. Asta era ideea. O 3 și îl atac. Nu se cheamă flancata asta, nu? Nu. Nu, nu, nu. O întrebare, vedeți asta? Da. Stai puțin, că trebuie să mut mouse-ul ca să mi-l centreze pe pătrățică. Pe pătrățica asta ar fi flancat dacă l-atac de acolo sau trebuie să fiu aici? Trebuie să fiu în spatele lui. Deci aici? Da. Ok. Ce mă zic că eu sunt cu mouse-ul pe pătrățica cealaltă hai, pentru... Da, și mie, e a doua oară. Următorul este Calchin, hai, dă-i, fă, șmechei, figuri, chestii. Stai să mă selectez, așa. Hai. Deci, una aici. Da. Pot să vin până aici și să fac un 5-foot step aici sau nu? Nu, 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 nu. Da, să vedem, am făcut una. Da. Aici, dacă intru aici, intru în raza ăsta, în alt. Da. N-am cum să intru până aici, nu? No, automat intru în raza. Îți iei attack of opportunity, dacă vrei. Da, știu. No, las. Trebuie să faci tumbi, cred. Poți să fac... stai cu acrobatics ca să nu ții damage. Să dau un acrobatics? Ca să nu ții damage, da. Ah. Hai, încerc. Încercă, dar tu oricum ești cu arcul, adică... Faci flic-flacuri, ia, pac, pac, pac. A, sunt cu arcul? Da. Atunci stai, am uitat acolo, mai bine zic eu, adică... Da. Eram aici? Da. Bun. Shoot someone. Trag tot în ăsta lângă... N-apare sau... numele lor? Nu. No. Nu, no, n-apare. Nu no. Știu no. Ce. No. Pe ăsta de după perete, de acolo îl văd, poți să trag în el? Da. Bun. Că pe ăsta alt poți să-l flancheze Mark. Stai așa câte sunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai e minus 2 la atac, e întuneric. E întuneric. Mark, nu, pentru viitor. Vraja aia pe care o aveai pentru lumină e free action sau ceva? Nu. Nu. No? Dar ai plus 1 la atac de la mine acum. Și am plus 1 la atac? Da. Fuck, nu l-am folosit. Oricum, 12 nu cred că nimeni. Plus, ai zis? Nici eu nu cred. 2? Ai zis minus 2, nu? Da. Deci minus 1 practic ai. Deci minus 1. 15. În total? Da. Sau? Deci în total sau cu tot 15. Cu bonus? Cu tot cu bonus, cu tot, cu tot. Cu tot cu la minus 1? Cu tot. Da, îl nimerești. Bun. Și nu este sneak attack, evident. Nu, nu. Stai. 1 de 6 plus 1. Plus 2 ai zis. Cam și la damage. Da, da. Și damage ai. 7. Bun, bravo, fac, ai tras una. O simte. E bine, să simtă în continuare. E groasă. Rândul meu? Da. Da, este rândul Mark. Ok. Tu te și tu și flanchează-l. După ce atac pot să fac 5 foot step și move? Nu, ori e 5 foot step, deci nu pot și move și 5 foot step. Okay. Fă un 5-foot step, flanchează-l și după aia atacă. Adică poți, dar nu după ce ataci. Poți să faci un move action ca 5-foot step și de standard action poți să pleci. Deci aș vrea ca să mă buc în spatele lui aici, dar fără să mă ataci, nu? Da, acolo da. Da. Se consideră flancat, da? Da. Flancat înseamnă că primește damage mai mult acum. Nu, că nu mai are bonusul de la dex la... Da, nu e flancat. Nu e flancat. A, nu e? Nu e flancat? Nu, trebuie să stai în spatele lui. Spatele lui. Da. Atunci nu fac asta. Pur și simplu îi dau una în față. Așa. Ha! Cu 20 la atac. Îți zgâri așa 21 un pic. Și damage ar fi 3. Damage ar fi 3? Dacă e plus 1. Zice ăsta, lovești ca o fată. Asta e marș magnificul. Ok, mă mut aici. Nu prea e magnific. 5 foot step. Ok. Următorul. Mersi că mă aperi. Este gigelul numărul 1 care vine aici. God damn you. Și dă cu cuțitul. Tot în marte magnific. Hai să vedem marte de magnific ești. Mam, 18 versus AC. God damn it. Deci e mama ce mare, mă lovesc toți acum. Ah, măcar nu fac damage. Cine știe ce adică. Mai am 8 HP. Să-ți dai heal dacă 3 ai... 3 damage. 3, ok, 3, ok. Să-ți dai heal pe ravitare. Așa. Ha, mă, cine ai bău, ne-am bătut cu scheles, ne-i bat bandiții, două, nu ai bine treabă. După aia vine gigelul numărul 3. Curățăm cripte și ne fac ăștia la cozi stradă. Două. Mamă, da, a, spus ăștia ca dracu. De ce nu-l văd pe pătrat? Da, văd pe, da, foarte bine, da, știu. Asta e. Și tot în mark dau. God damn you.
N-am înțeles ce s-a întâmplat, l-ai mutat pe ălalt care era în fața lui între ei. Nu, nu, nu. A, ba, da. Da, din greșeală. Nu stau bine tokenele astea. Pune-i și tu invers, ca să nu încurcăm. Așa, da. Stă pe diagonală cu Marc, cum ar veni. 15 versus AC Marc. Mă ratează. 15? Mă ratează. Te ratează? Bravo. Hai să scăpa. Bun, sunt 3 acolo. De ce nu stă? Așa. Mă rog. Așa, acum cred că e tura mea. Nu, tura nu stai că mai e genul 4. A, da. Ăsta dă în întrerii. Dar unde e? Nu-l văd. În fața lui. Sus, acolo, în fața lui întrerii. A, ăla e 4. Asta e cam omorât 18 unul. 18 versus AC. Atingi. Atingă. Stai așa, plus 1 la ce dă... Nu, la atac nu, și damage. Doar la atac și damage, nu dau la... Și skill-uri, da. Și 5 damage. Ok, întrerii. Da. Nu știu. Ok. Da, trebuie să mă răzbun pe ăsta. Trebuie să-l pălesc serios. Ia de aici. Oho, o simte. Hai, dă-i, o bine. Simt. Stai să... Da, e, cuțit. Dar la magic, mă. Păi da. Cuțit. Cuțit. Tu, Ivan, îi plac. Ai 2 damage. Oh, dar tu nu scrii bine, rolling, scrie... Nu știu, scrie aiurea de 1 de... Oh, stai, da. Bar, r, așa. Da, bravo. 5 damage. Bravo. 5 damage. Ia și simt. Perfect. De fapt, încă unul de la mine. Da. Deci așa sunt total. Unul de la 6. Da. Bun. E... Am dat mai tare cu cuțetul decât atel cu cuțetul. E rănit bine. Calkin. Mă duc puțin mai în spate ca să nu fac five foot step ăștia lângă mine. Așa și îl pălesc cu arcul. Care Băi, era ce la prost arcul? Am fost. Bine. În care am dat cu arcul data trecută? Nu știu, de lângă întrerii, cred, nu știu. Care? Ăsta sau ăsta? Ăla de lângă întrerii. Ăla care stă fața pe diagonală. Lui. Din fața lui. Nu, eu am dat în ăla care era jos. Bine, atunci dă în ăla, nu știu, nu mai știu. Da. În fine. Din hapsa numai, nu, e bine. Deci, în ăsta, practic. Da. Da. Unul de 20. Ăla de lângă perete, da? Da, da. Da. Plus, de data asta mai am daia de la întuneric? Nu. Și ai un de la mine bonus. 8 plus 9 atunci. Uh-huh. 14. Nope. Trece săgeata fix pe lângă el. Ah. Ah, la naiba. Rândul meu? Da, e rândul tău, Marc. Ok, mă ating, mă vindec. Cu 6. Cu ce? Cu vraja mea de heal. Păi ții iau... Ah, dammit. N-ai combat defense. Poți să faci ca ăsta, ca Calcin, cum făcea înainte. Nu, stai așa, poți să castezi defensiv. Da, da. Total defense. Da, trebuie să facă un concentration check. Da, exact, trebuie să facă concentration check. Dar nu știu exact check. Care e... Mă rog. Da. Da, nici eu nu mă știu cum se calculează. Dacă aș face un 5-foot step, aș lua atac de la ei? Nu! Deci dacă fac aici un 5-foot step... Dacă te duci în spate lângă Calkin, nu. Ok, duc aici și după aia dau heal pe mine. Așa, ok, da, atunci, acum e perfect. Ok, m-am indicat. Nu, stai puțin, stai așa. Pathfinder, SRD... Sau cum se castează defensiv, stai așa că zic imediat. E oricum o șansă foarte mică să reușească, adică trebuie să dea... Nu că e vraja de nivel mic, nu e chestie... Da, da, tot. Defensive casting, ia să vedem. Dar din nou, un total defense, defense. Nu ai prea dat damage. Da, nu vreau să fiu testoasă. Tu ești testoasă, nu eu. Da, eu am dat un critic, nu un critical, un sneak attack și am mai dat într-un check, 15 plus double spell level, parcă, nu? Tu ce ai făcut? Ai încasat damage. Oricum, pare că le place să dea în tine, așa că dacă ai stat testoasă... Concentration check, dar nu zice exact cum. Casting on the defensive, stai așa. Da. 15 plus double spell level. Exact. Vrei? Și nu te mai miști? Deci cum? Deci, stai trebuie acolo. Să baci un DC, un difficulty check. Da.
Dai un roll de concentration. 17. Dă cu zarul, trebuie să dai... Dar cred că e mai sigur așa să te dai cu un pas în spate, da, și să-ți dai spell-ul. Trebuie să dai un concentration check peste 17. Ai dat 17, ai reușit. Nu mai faci move action-ul ăla. Dar oricum nu ți-e attack of opportunity. Dacă nu reușești, pierzi vraja, dar tot nu ți-e attack of opportunity. Mai bine rămân așa cum sunt. Bine. Da, oricum. Ok, bine de știut. Da, exact. 15 plus. Da. Double spell-ul. Bun. Rândul lor acum, smatacia. Rândul lor, da. Rândul lor, bineînțeles. După Marc vine gigelul numărul 1. Vine aici. Încă Marc. Trebuia să-i spui că stăm aici megu smatacii ăștia. Fail. Ăsta e... Bine, este exact lângă gigelul 4. Face un 5 foot step. Tot în, marca, da. Nu am înțeles. De ce a făcut 5 foot step lângă intrării? Nu, lângă, aici a făcut. S-a mișcat. Aici, lângă Marc. Bun, e bine. Okay, fail. Așa. Adică aia, aici, nu? Numărul 4, tot în intrării, da. 2 de 2. 14 versus AC. Mă gândesc că e miss. No, miss. Ok. Intrării. Acum. Stai, ăsta la altul. Unde stă cu fața? Care e ăsta la altul? Ăla ăsta de aici. Ăla care stă cu diagonală, stă cu fața la... Stă cu fața la Marc. Poate fi flancat? Nu. Dar dacă faci tu o tumbă, nu știu cum... Nu, 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 de întreri, de întreri. De întreri, da, poate fi flancat de întreri. Și dacă e așa, întreri o să stea cu spatele la perete, nu? Da. Bun. Încearcă asta. Să încerc așa? Mhm. Da. Ok, încerc să flanchez pe ăla. Am plus 1 de la Marc? Da, ai. Mereu ai. Da, mereu, dar vezi că nu e pe tură, adică asta e a doua sau a treia tură. Am 10, stai, am câte am. Am 10 runde pe zi. Ok, e. Super. E bine, e bine. 13. Nope. Nu mi-ai rosit bonusul. Acum eu, nu? Da, nu. Dacă era fără el, ratam cu 12. Așa era ratat cu 13. Acum eu. Aici... Este tot flancare sau nu? Nu e flancare, nu. Atunci trag cu arcul. Parcă totuși în ăsta trag. Da. Da, trage în ăla. Plus 9, 19. L-atingi. L-ating. 1 de 6 plus 2. 6. Bun, pac. Cred că a căzut. Moare. Perfect. Într-o pată de sânge pe jos. Hai să dăm cu non-lethal în ăsta. Entrere a plecat. E pafica, rândul meu. Da, am văzut acum. Marc. Mă uit, în ochii ăstuia, îi spun în mod următor. Încă mai ai o șansă să scapi. Chiar vrei să pățești o bățiță ăștia? Marc, tu ai vrăși, ai days, ai chestii. Da, eu era de acolo opportunity dacă le faci. Nu, dacă te miști. Chiar pe diagonală cu calchin, acolo nu aici. Mai ești, că el e, deci ăsta, gigelul ăsta... E aici, aici. Da, aici. Acolo este, de fapt, acolo. Știi? Ok, atunci fac așa, mă mut acolo. Nu, dar chiar ce vrei mai ai? Că ai destule. Păi am destule, dar cu aplicații în luptă e doar Daze, Charm... Așa. Confuse ar mai fi. Păi Confuse ai văzut? Confuse, dă-i bagă, Confuse, hai, să vedem okay. Vrei. Întrerii. Îi confuzează. Pe ăsta să-l lăsăm în viață. Folosesc pe el Confuse. Stai să văd exact ce... Și trebuie ca să bată un DC de 13. Așa, Will, da? Da. Are la Will doar 1. Dacă reușește... Cât? 13 trebuie? Da. Da, reușește. 9. Am bătut. Frate, cu vrejel de asta nu merge la mine. Stai, dacă a dat 9 înseamnă că îl bate sau nu? Ce? Trebuie ca să dea 13 ca să-l bată, DC save. Da, a dat 13 pe Zar și el are unul la ăsta, la Will. Ok, deci nu. Damn nope, it. Nope. Zdring. Dar oricum, Confuse e bun. Așa. Deci este foarte bun. Următorul este Gigel 1, care este mort. Gigelul 3. Gigelul 3 se mișcă așa un pic lângă calchin. Că te vede scos cu arcul. Ultra fail. Așa. Îi cade arma din mână.
Presupun că el este aici, încearcă cu fața spre mine. Da, bine, el este chiar în fața ta cum ar veni, nu stau... Da, da, m-am prins. Nu, eu am făcut doar pătrățica. Da. Fața spre mine. Îi zboară arma din mână. Am dat unul pe zar. Teri, tu ești. Stai, tu i-ai zburat arma din mână. Da. Întrerii, bate-l pe alălalt, ăsta e cam mâncat. L-a ușat, clar. Deci pe ăsta îl păstrăm viu, pe altul omorâm. Da. Întrerii, da, fă-l ficăței, fă-l feliuțe, fă-l fileu. Uite că ai bonus. Asta fac. Ating 16? Da. Da. 4 plus 1 plus 1. 5 damage. 5 damage. E rănit bine. Așa, eu sunt în atac Kalkin, da. Eu sunt Kalkin. Ăsta nu m-a atacat efectiv. E în fața mea. Poți să trag cu arcul? Nu, că e fix în fața. Ți atacă vă opportunity dacă. M-am prins. E ți un pumn sau ceva, nu știu. Poți dacă vrei, poți să dai mai în spate și să tragi în el, adică. O să mă dau mai în spate. O să trag în ăla, dar da, întâi trag și după aia vreau să zic ceva. În ăla altul, în ăla de lângă Entrerii? Da. Bine. Și după aia vreau să zic ceva lui ăsta. Dar întâi să văd dacă nimeresc. Ok. 20 plus... Cât aveam? 9. Echipzuit? Da. Nimerește. Cred că-l scrap. Ia vezi. 6 plus 2. Da. 4. Da. Am murit. Așa. Cade. Sânge. Poate Mark nu este așa de magnific, dar eu știu să trag cu arcul. Încă mai vrei să te pui cu noi? Vezi că dacă fugi, o să cazi pe jos și probabil o să-ți rup ceva. Eu nu cred. Mai bine cred te predai. Cred că mai bine să-ți rup eu ție ceva, piticule. Ești sigur? Sigur. Okay. Mark, tu ești. Rândul meu? Dă-i cu non-lethal. Dă-i cu non-lethal. Poți să-i dai o vrajă ceva, poți un daze. Poți să-i dai charm person sau, eu știu? Poți să dai un daze ca charm. Să nu se mai... Ce face charm? Charm l-a nerfuit pentru campania asta. Doar charm este mega imba. Charm am făcut în așa fel încât... Doar să nu mă atace pe mine, ta. Nu mai atacă pe el. Dar poți să dai un daze. Și daze... Nu, zic că... Charm l-ar fi făcut aliatul meu, practic. Teorie, da, e prea imba. Bun, poate putem scoate informații de la el. Nu, că a fost nerfuită vraja. E nerfuit. A nerfuit vraja, că... Eu n-am avut noroc să am din start inele cu plus 10. Am avut vraja asta care era nerfuită din start. M-a prins de vreme. Bă, nu-i chiar, adică dacă e ceva care te atacă mereu... Inelul ăsta era foarte bun până să... Dar și acum încă este badass. E super bun, mă, ce ai. Exact. Așa, deci poți să-i dai daze. Ok, îi dau daze, are doar DC 12, deci fiți pregătiți să-i dați una peste față dacă fuge. Oricum. Deci, păcă. Daze! Daze! Și... No, îmi pare rău. Cât? Este dazed. Este? Deci faci așa, I dispel Klaus the mind of a humanoid creature with 4 hit dice so that it takes no actions. Nu poate să facă nimic. Da. Să zice să uite. Hai să îl legăm. Duration one round, adică aveți timp 16 secunde. Putem să dăm un grapple ceva și să-l legăm? Da, cineva să-i dea un grapple. Da, sau mă rog. Da, să-i puneți cuțitul la spate sau ceva de genul ăsta, adică e înconjurat totuși. Hai să legăm. Da, nu, hai să-l strângem, hai să-l... Pierdutul intrării. Păi grapple. Ok, el e amețit, e dazed, e... Nu, dar ziceam să-l legăm și să-l interogăm pe îndelete. Eventual să luăm și tot ce avea. Cum dau grapple-ul? Cum mă dau să... Nu are nevoie de niciun, n-ai nevoie de niciun grapple, el e amețit, nu? Îl iau de mâini și îl țin la spate. Uh-huh. Tu, cu forța ta de halfling. Da, ținând cont că el nu opune rezistență, forța mea de halfling e suficientă. Și are cineva o funie? Bă, eu n-am. Da, am un rucsac. Păi ia funia și să legăm de mâini și de picioare. Not perfect. Nodul gordian. Ăla, hai. Așa, bun. A trecut 6 secunde. Legați. Legați fedelei, e legat fedeleș. Și acum poșta.
Da. Ale întunecată, noapte, nu mai zici vreodată. Da. Exact. Putem să facem ce vrem. Exact. Dacă vreți... Dar de fapt am folosit deja inelul. Am fi putut și deghiza. Ce? Logică. Și ce mă arăți mai bine? Exact. Da. Decât un bandit dintr-o asta. Dar am folosit deja inelul. Bun, deci... interogăm? Da, îl interogăm. Presupun că lupta s-a terminat. Da. Așa, întâi ce găsim la bandiții ăștia? Loot, ceva? Mai, loot prea deosebit nu aveți. Nu găsiți nimic. Găsiți un... la unul din ei găsiți un Master Composite Short Bow. Vreau Short Bow. Îmi place să folosesc Short Bow. Ok. Și mai găsiți așa încă vreo 18 galbe. Cine vrea galbe? Poți iau eu. Ah, da. Entry. Perfect. Ok, iai tu. 18 pe eu. Eu am luat bandul lui Elvis. Iar eu nu trebuie să plătesc pe nimeni. Da. Așa. Bun. Masterwork, ai zis Composite Short Bow? Da. Cât că trebuie să spun că trebuie dau heal pe mine iar cu vraja mea de... Este... Manuală. De ce? Bine, îți dă plus 1 la atac. Și dacă ai... am, nu știu, o să mă uit strength. La... Trebuie să ai strength pe partea pe. Da, trebuie să ai un strength bonus, iau un strength bonus, dar o să mă uit mai bine în reguli. Da. Momentan îți dă plus 1 la atac. Plus 1 la atac. S-ar putea că ai strength-ul necesar să nu poți să mănuiești. Să nu poți să tragi de funii. Da, de nu mai, nu știu exact. Deci, Masterwork Composition. Oricum, nu, e ok, că are strength exact cât avea și hoțul ăsta. Deci, plus 1 la atac, ai zis? Da. La damage n-are niciun bonus, nu? Nu știu, o să mă uit exact. N-am înțeles niciodată cum e faza cu astea, cu compozite. Se ia bonusul de la strength, cumva, nu știu. Bun, am pus plus 1 la atac, e Masterwork și îmi trec... Short bow standard de nivel. Vrea cineva un short bow? Băi, am deja unul și nu. Marc? Da, bine, dacă insisti, dă-mi încoace. Ai și tu un short bow. Dar vezi când ai săgeți. Da, nu-i nimic, pot să chiar, trag. Ăștia au săgeți la ei? Ăsta avea săgeți? Că mai vreau săgeți. Game Master? Da, zi. Avea săgeți la el? Da, avea vreo 3 săgeți. Le iau și bune și alea. Fix cât am consumat. Corect. Parcă așa. Cât are damage un short bow? 1 de 6. 1 de 6, 1 de 6. Și critică ori 3. Da. Piercing, nu? Da. Da. Și okay. Vezi că bonusul e de la Dex. Bun. Vrei? L-ai luat tu, Marta? Da. Ai și tu un arc acum. Și range este 60 feet, adică 12 pătrățele. Da, e destul. Dar vezi că n-ai săgeți, trebuie să-ți cumperi săgeți. Păi iau după jos câteva. Nu mă, cred că poate să folosească. Fii atent, the default composite short bow requires a strength modifier of plus 0. Da. Or higher, to use with proficiency. Așa. Dacă nu... Strength am plus 1. Așa, și ce proprietăți îmi dă? Dacă e composite, ce proprietăți îmi dă în plus? Stai așa. Nu știu, o să ne uităm mai târziu, da? Stai o secundă, nu văd... Ok. Nu, dar chiar trebuie să-ți cumperi săgeți. Nu sunt pe jos, le-am luat eu. Ok, o să cumpăr. Văd că singura diferență care o arată aici în tabel, pe care o văd eu, e că are rază de acțiune mai mare. E 70 de picioare. Deci 14... Adică 14 pătrățele. Da. Și bun. Poți să folosești când ești călare? Ceea ce nu ești? Deci... Allows you to add your strength bonus to damage up to maximum bonus indicated for the below. Da, nu știu care e exact acel bonus, că nu zice. Când voi uitați pe astea, la puc de gât pe ăsta, spune-mi. For cine te-a trimis? Weapon cine te-a trimis? Weapon focus. Cine? Spune-mi cine s-a... Foamea m-a trimis. Cine? Foamea. Foamea. Foamea, da, vechiul meu inamic, Foamea. Îl țin minte, era războiul, anul 1927, da.
Ne-am bătut prin tranșee și... Hai să stau așa și-mi revin. Oh. O, m-ați vorbit cam tare în cap, serios. Îi dau drumul. Șef, acum nu te super, nu? Adică se mai întâmplă, știi? E, da, și nouă foame mai... Avem și noi nevoie de bani. Mă duc la el și îl întreb. Cine e șeful tău? Eu cine sunt singurul șef? Meu șef. Sunt propriul meu șef. Ia stai să văd dacă nu, am nu te de. Cred, ați atacat în grup? Am atacat în grup, eu am sunt șeful de. Grupului. Bine, am fost. Acum nu mai am grup. I-ați omorât pe toți prietenii mei de... Pe toți prietenii mei de la grădiniță i-ați omorât. Stai puțin, vreau să dau și eu. Așa vă trebuie. 21 intimidate. Ca să ce? Ai văzut cum am tras cu arcul în restul? Vezi că te folosesc pe post de țintă de tir, dacă nu spui tot. Spune, cine este... Există vreo ghildă de hoți pe aici? Cine v-a trimis? Nu e nicio ghildă de hoți în oraș. Mai cunoști alte grupuri de hoți? Nu! Vrei nu e nimic să... organizat aici. Dacă aflu că minți, o să te folosesc pe post de țintă pentru tir, de amuzament. Nu mint, nu mint, nu mint. Întreabă-l dacă vrea să alăture unei ghilde. Nu, nu. Nu, că nu. Nu, ăsta pare fi un hoț cam... Cam prost. Da. Eu n-aș lua în ghilda mea un hoț ca ăsta. Sincer, nu. Da. Păi, ce mai întrebăm pe ăsta? Nu știu. Trebuie să întrebăm ceva legat de cunoști cumva pe un anumit tip Joe care a vorbit cu niște umbre care fâlfie în noapte ca să fure lucruri? Nu, îl știi pe Joe? Îl știi pe Joe? Care e Joe? Că sunt Joe. Ăla cu cicatricea pe obrazul stâng. A, ăla, da, știu. Ce-i cu el? Cu cine umblă el de obicei așa în grup? Cu gașca lui de marinari. Aha. Au avut cumva vreun contract, eu știu, cu persoana suspusă recent? Nu știu eu de asta, că eu nu umblu cu marinari. Că mie nu-mi plac. Ceva despre vreo cheie, mai mult sau mai puțin magică. Ce? A pălăvrăgit Joe ceva că ar fi dobândit o chestie recent? Ce? Sau că ar fi nu interesat știu, de vreun nu știu, obiect, nene, eu nu, ți-am zis că eu nu vorbesc cu el. N-am ce discuta cu el, cu zgârcitul ăla. Băi, băieți, și acum am ajuns la dilema dilemelor, ce facem cu deținutul. Ducem la poliție, că suntem în oraș. Ducem la... Suntem în oraș, deci... Dacă nu suntem într-o peșteră undeva departe. Iulian, știi că era chestia aia cu The Pink Panther Monkey. Da, știu, dar nu suntem într-o peșteră undeva departe, suntem în oraș, like... Păi bun, și putem să legăm de un stâlp dacă vrem, ca Spider-Man. Eu zic să-l lăsăm aici, așa cum este. Nu, s-ar putea să-l dezlege cineva. Și nu vreau să mă mai întâlnesc cu el vreodată. Te întâlnești și-l pălești iar. Ai făcut-o odată. O să fac dar oară. Consumă să dacă el te mai vede odată, traversează din partea cealaltă a trotuarului, oricum, că e fecricenie. Iau ceva de scris, scriu așa pe o foaie. Sunt un hoț, o lipesc de el. Hai să legăm de un stâlp undeva în public. Bine, combine. Ăsta shortbow compozează și plus 1 la damage. De la strength. Uh-huh. Ok, plus 1? Plus 1 damage, da. Ok, așa mai merge. Chiar asta vreți să faceți? Să legați de stâlp? Da. Da. Să vadă lumea să știe că a fost bătut. Exact. Să, da. Da, și să lăși cadavrele alea, adică... Pancardă pe el. Din cadavrele le punem sub el. Și în paranteză, după aia, cu drag Elvis. Am încercat să-l jefuiesc lumea și am fost bătut. Da, dar noi pirații am omorât. Da, adică... Nu... Și cu drag Elvis. Ar trebui să-l mărăm și pe el, că acum ne știe. Și? Păi suntem criminali. Ei n-au autoapărare, hei! Mai trebuie să știi cum e legea aici în oraș. Ei voiau bani. Intimidate-ul meu mai funcționează sau nu? Da. Mai dau o dată sau? Mai dau o dată intimidate. Ce vrei să zici? Da. Fail, da, fail. Fail. Ultra fail, da. Ce vrei să zici? Vreau să îi zic să nu pomenească nimic de noi niciodată sau o să trezească să ceată în gât. Da, promit. Din nou, am să știu dacă pomenești ceva. Hai să-l dezlegăm să-l spun. Promit, nu zic nimic. Nu, îl lăsăm legat aici. Da, îl lăsăm legat. În paranteză am încercat să jefuiesc pe cineva,
În paranteză, cu drag, Elvis. Și plecăm. Ok. Adică Elvis a încercat să jefuiască pe cineva sau cum? Să jefuiască pe cineva sau ce? Lasă autoritățile să deșifreze asta. Da, dacă îl arestează pe Elvis, nu-i treaba mea. Ce și tu, prins de Elvis, nu? Nu. Dacă îl prinde pe Elvis, eu știu, poate nu mai este un bard pe piață și am eu succes mai mare. Deci, orice s-ar întâmpla, e ok pentru mine. Deci, ok, mergem mai... lăsăm așa cu pancarda și mergem spre casa lui Joe. Deci, da. Deci tu vrei să inscenezi ceva lui Elvis? Nu. Lumea poate să înțeleagă că Elvis i-a prins pe bandit sau Elvis a vrut să jefuiască pe ăștia. Și ori să știe că era un bard acolo. Adică, deci... n-ai de ori, adică Elvis poate să fie o persoană extraordinară, știi? Adică... Păi da, lasă la latitudinea publicului să decidă. Da, ai scris așa, am vrut să jefuiesc pe cineva și am fost prins. Nu, am scris, am vrut să jefuiesc pe cineva, în paranteză, sau sunt un hoț, în paranteză, cu drag Elvis. Nu! Lasă să fie ambiguă situația. E ambiguă, e foarte clar. Elvis a încercat. E o situație ambiguă în care a fost implicat Elvis. Corect, deci... Ok. Treabă de vedetă, se întâmplă mereu, hai mergem. Da. Da, e ciudat. Abia aștept să citesc peste o săptămână în ziar Elvis, dus la tribunal pentru întrebări. În cazul... nu știu care. Din cauza ceea ce ai scris tu aici, nu cred că o să îl bagi la închisoare pe ăsta. Da, o să-l interogheze. Deci, mai zi o dată cum ai zis că scrii. Ok, deci, sunt un hoț, în paranteză, cu drag Elvis. Știi că nu o să creadă nimeni chestia. Nu contează! Bă, ideea era să îl aresteze pe ăsta. Nu, ideea era să întâmple ceva interesant. Se întâmplă ceva interesant, dar trebuie să-l aresteze pe ăsta. Nu vreau să rămână pe străzi. O să fie înconjurat de cadavre. Dacă tu găsești un om între cadavri, legat fedeleș, cu o pancadă pe care scrii sunt un hoț și ești polițai, nu-l investighezi pe ăla? Măcar așa, ca fapt divers. De investigat îl investigezi. Păi, te-am găsit între trei morți. Eu o să cu pancadă pe care scrii sunt un hoț și ești legat. Noi, măcar eu ca și... el este victima. Și ăsta poate să zică orice, adică... El poate să zică orice și o să cred că el este victima. Și o să creadă că noi suntem hoții. Adică o să creadă că Elvis e hoțul. Da, din nou. Probabil meu n-a funcționat prea bine. Probabil deci ar fi așa dacă nu-i spuneai numele meu în mod repetat. Da, oricum nu contează. Da, dar știi, tot știe cum arăți. Irelevant, oricum, nu cred că stăm mult în oraș că să ne areseze cineva. Hai, mă! Hai la Joe! Puteam să lăsăm așa și vedem după aia ce urmărul să ai venit. Hey, Joe! Da, măcar, hai la Joe. Măcar nu o faci atât de ambiguă. Serios, nu vreau să fiu răufamat în orașul ăsta, îmi place cum arată. Și ai șefuit oameni bogați pe aici. Tocmai. Sunt oameni bogați pe aici. Da, merg mulți. Exact, s-au îmbogățit pe seama altora. Exact. Deci, te rog. Haide, puțin, mai puțin ambigo. Ok, în paranteză, după paranteza cu drag Elvis, în paranteză, eu l-am prins pe el, el e hoțul, nu eu. Închis paranteza. Ce stai? Deci stai așa de la început ca să deci, facem. Sunt un hoț, în paranteză, cu drag Elvis. Paranteză așa. Iar, eu l-am prins pe ăsta. Deci paranteză dreaptă. Paranteză la paranteză, da. Deci paranteză dreaptă deschidem. Deschidem paranteză rotundă cu drag Elvis, închidem paranteză rotundă, mai deschidem încă o paranteză rotundă. Eu l-am prins pe ăsta care așa, a vrut să mă jefuiască. Așa paranteza dreapta. Da. Eu l-am prins pe ăsta care a vrut să mă jefuiască. Aha. Închis paranteza, gata. Nu mai am pigul. El vrea să-l incriminează. Buzzkill, serios. Nu vreți să fie lumea interesantă. E de parcă n-ați vrea să trimiteți prin poștă jderi, eu știu, vii. Mă, oamenii asta sună bine. Ok, și Elvis va deveni super erou orașului. Yay! Ok. Ei, hai, data viitoare când te prefaci că ești Elvis, ar putea să primești mai mulți bani. Poți să mai adaugi ceva, știi că poți să pun și o acoladă. Sau poate să se întâmple și poate să se întâmple ca în realitate, știi? Să te facă poliția polițist. Elvis a fost polițist. Da, a fost știi, chiar oprea oameni care mergeau prea repede cu mașina. Da, da, bă, ce faceți? Ce erau șocați, băi, n-a oprit Elvis. Da. Elvis nu mai adaugi niciodată mai repede.
Da, promit, 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 da, promit, ok, chiar. da, domnul Elvis, da, promit că o să conduc bine și, da, mulțumesc frumos, da, m-ai oprit, da. Chestii de genul. Ok, deci așa faceți, da, legați, așa. Legați la gură ceva, la, sau... Nu, la gură nu, că să urle. La gură nu, ca să urle. Să urle. Poate că sunt și șobolan cel mănânc între timp. Da. Ok, deci faceți la Joe? Da, la Joe. Da. Ok. Da. Mergeți la Joe, înspre port. Uh-huh. Și ajungând voi acolo, la casa lui, vedeți că este cuprins în întuneric. Super, fie și vroiam. E târziu. Da. Păi, întâi un... Îmi pun ceva așa, știi? Îmi dau un disguise normal, fără ineal. Îmi pun ceva pe față, să acoperă mare parte în cască. Mm-hmm. Disguise, imediat. Disguise. Nu trebuie disguise pentru asta, pur și simplu pun eșarfă. Da. Eu mă uit până și să văd cum arată boschetarul tipic care este ignorat. 12, cât să-mi schimb puțin, să nu mi se vadă fața. Ce ai făcut tu cu ăla? Cât să îmi acopăr fața, să nu mă vadă. A. Așa. Și după aia un stealth ca să mă mișc încet, ceva. Nu dau încă stealth. Încerc ușa la intrare. Eu dau de acum. Deschid. Încuiat. Disable device. Și acum facem un disable device. Faci tu sau eu? Fac eu. Bine. În timpul ăsta eu stau afară, așa vis-a-vis, pe jos, așa, pe stradă, de exact ca un boschetar de rând. Nu stai. Da. Arăți exact ca un boschetar. Stau așa, ca un boschetar pe acolo. Ok. Ți-ai scos peruca, nu? Stau de 6. Ți-ai scos peruca. Pentru ce? Disable device. Da, bănuiesc-l deschizi descui. Ușa, da. Intrăm amândoi. Intrăm amândoi, tip-til. Tip-til. Și e o casă foarte sărăcăcioasă. Se vede, de fapt, o singură cameră, practic. E cineva în cameră? Da, este ăsta Joe, care sfârâie de rupe pământul. E mai o femeie, bănuiesc, e nevastă sa. Și mai sunt și încă vreo 5 copii. Așa, de acolo, pe jos, pe lață, pe... Respect, pe unde poți, știi? Întrebare, ca să ne plimbăm prin camera aia o să trebuiască să dăm acrobatics? Nu, stai alt bănesc. Nu, că nu dorm chiar așa... Prindere copii. Că sunt 5 copii plus 2. Mai, mă uit prin... dar nu prea văd. Nu prea vezi tu. Nu prea văd. Nu prea văd că e întuneric. N-ai luat vision sau ceva? Nu. Avem eu. Eu mă duc cu stealth-ul meu, mă duc până la hobo ăla de lângă. Mai pipăi prin cameră pe lângă pat, văd unde ar fi un cufăr. Trebuie să distinc formii. Eu pe Mark. Eu îl tip pe Mark. Ok. Trebuie să dai un perception să vezi dacă deci chiar stealth, Mark. Vezi okay. Un cufăr. Dau un stealth și mă apropie așa încetul cu încetul. Uh-huh. Ok. Te apropii. Și mă duc în cameră. În teorie tu nu vezi nimic deosebit. Mark, dă un perception. Dau și un perception care este la mine plus 1 parcă era. Perception am, da, plus 1. Așa mic? Da. Tu nu vezi prea bine, Mark, nu ești atât la detalii. Nu vezi absolut nimic. Eu am dat 9. Bezna. El e bezna. Și 3. Noi nu vedem nimic în casa aia. Nope. Ce putem să facem acum? Dacă ar fi avut cheia la el, ar fi lăsat o oră magică pe undeva? Așa, vizuală? Vezi. Dar nu cred că mai e cheia pe aici. Ok, mă duc. Stai aici. Dar poți să castezi un light. Da. Nu. Da, ca să se scoale ăștia și oricum voi numai nu o să mai fiți în stealth. Dacă... Okay. Da, dacă dă light nu o să ne strice. Da, nu e bine. Ok, hai să vedem dacă afară, e la mari. Mă uit la fereastră și mă concentrez. Mhm. Uh-huh. Să văd dacă a fost concentrez, cumva. Concentrez, dar nu simți nimic. Nu, da. N-a fost nimic aici. Nope. Nimic magic în jurul casei? Practic nu mă interesează altceva. Nu simți nimic magic în jurul casei. Nimic. Înseamnă că nu-i mă, chestia e că poate ar fi avut vreo hârtie, ceva. Nu știu. Bă, dacă nu e aici cheia și nu simți nimic magic, n-are sens. Nu avem de face aici. Eu aș fi vrut să văd unde a pus banii aia pe care i-a primit pentru cheie. Da, dar n-ai văzut nimic. Da, din nefericire. Trebuie să vii în timpul zilei dacă vrei să faci neapărat treaba asta.
Dar nevasta și copiii treci când el e la muncă. Da. Nu pot fi copiii la școală sau ești pe Maidan? Crezi? Crezi că o să fie copiii la școală? Sau pe Maidan? Da. Acolo s-ar putea, dar nevasta sigur e acasă. E, dar ce mă, poate asta e o femeie emancipată, poate e mare. Nu ești filmecător. Da, cu Joe. Ce corporație. Ah. Femeie emancipată cu Joe. Ești misogin. Da. Da. Sunt misogin, dar cu Joe. Cu Joe, da. Poate e Joe, nu știu, are ceva mare. Prima. Băi, mai stăm la el? Nu știu, am putea să facem ceva, nu știu. Păi nu, eu nu știu cum să găsim rezolvarea căsului. Am zis că ne întoarcem și ne odihnim. Că nu putem să stăm prea mult, că după aceea da, nu ne odihnim pe ihne. Întrebarea este dacă mai putem să facem ceva sau nu. Am putea să mai... sunt. Poți să lași o hârtie, dar nu știu dacă știe să citească. Băi, e muncitor în port. Că dacă știe să citească, ai putea să lași o hârtie cu un mesaj. Gen, știu unde ce... stai. Știu unde stai, da. Da. Sau ceva de lus. Fără-i puternic. Întoarci pe partea cealaltă. Da. Ceva ca să îl intimidăm, să putem să scoatem mai multe informații de la el. Frumoasă familie aici. Ar fi păcat dacă i s-ar întâmpla ceva. Nu, că ăsta e evil. Dar doar dacă mesajul. Nu e bluff. Nu, e doar intimidare. E bluff. Da, bine, ai putea să dai bluff chiar. Da, bine, bluff chiar dacă scris? Da, în scris. Aha, nu știu, poate, mă rog. Dacă... Da, nu știu, dar nu ar fi mesajul evil, nu e. Bă, mesajul, dar noi îl facem doar în bluff. E o bucată de hârtie, adică o scriu orice pe ea. Exact. Hârtia nu știe evil de not evil. Și spunem să ne întâlnim nu știu unde, dacă Ne întâlnim știi tu unde. La locul prestabilit. Da! Da, să știi că merge. Și el stă cineva de șase să-l urmărească. Da, pot stau eu. Pot stai tu. Exact. Noi doi avem stealth. Exact. Să uite ei. Spune-mi așa la mesajul ăla. Ăia doi pe care i-ai trimis sunt morți. A? Se duce... Nu mă, ăia erau sărăntoci. Bă da. Să n-a trimis pe nimeni ăsta, mă. Cred. Sau? Noi adică. Că pe noi ne-a trimis la far. Aia doi pe care i-ai trimis sunt morți. Nu, aia doi cu care ai vorbit. Da, pe care ai trimis acolo. Cu care ai vorbit, pe care ai trimis. Adică să creadă că umbra ne-a omorât pe noi și acum vreau să vorbească cu el. Da, ar merge. Și cum pe Calchin tot nu știe. Calchin ar trebui să urmărească. Nu, da. Calchin ar trebui să întâlnească cu el acolo. Deghizat eventual. Da, deghizat. Păi de ce crezi că am inelul? Mâine dimineață o să-l folosesc chiar. Bun, ce îi scrie în lui ăsta? Problema e alta, că eu am bluff prost. Nu putem să ne deghizăm și noi, să stăm unul deasupra celuilalt, tu vorbești și eu. Sau vreți să mă deghizez foarte observa, bine? Eu cred că ar observa dacă s-ar auzi o sau vorbă duc... la nivelul brâului, așa. Sau să mă duc eu deghizat? Cineva de, da, cineva la înălțimea ta vorbește cu tine, dar undeva din drept. Marc, mai bine te deghizezi tu în Eldis. Deci lăsăm mesaj. Da, las. Cine mai, ești? Poate fi Fanny Elvis. Lăsă mesaj. Cei doi pe care ai trimis, cu care ai vorbit, sunt morți. Ne întâlnim unde știi. Frumoasă familie. Frumoasă familie ai. Puncte, puncte, puncte. Lăsă mesajul în casă și plecăm. Bun. Eu o să... Dar trebuie să stea și Marc cu mine dacă stau de șase. De ce? Păi trebuie să văd unde se duce. A. Iar tu nu ai stealth prea bun. A, stai, dacă îți dau inelul, o să ai plus 3 la stealth. Da. Te ține să stai? Dar ce stați doi? De ce stați doi? Stai că nu, stă el, îi dau inelul și o să aibă stealth mai bun. Dar de ce? A, nu prea are sens să stai, că știu unde se duce la far. Ești sigur? Da, acolo ne-a spus să mergem.
Din nou. Și era o aură magică acolo. Dar ești sigur că se duce la far, că ar putea să mai aibă un alt loc de întâlnire. Măi, la far l-a pus ăla să ducă cheia, dar el se întâlnise cu el în altă parte. Exact. Și de ce desenezi o bărcuță? De ce? Păi dacă e lac aici, ce vrei să desenezi? Ok, deci bine. Nu, de nou. Nu știm sigur unde se va duce. Deci unul trebuie să stea după el. Unul trebuie să stea după el și preferabil tu dacă tot te deghizezi după aia. Ok, dă-mi inelul. Îți dau inelul. Da. Fă și tu un check de stealth, să vedem dacă poți. Unde am stealth-ul apus? Ăsta plus 3. Plus 3, deci... E perfect. 5. Da, așa, ce vrei să faceți până la urmă? Deci, care e planul? Noi doi cred că ne ducem la Hans să ne odihnim și Mark stă de 6. Stau da, de 6. Aștept ca să-l apare și când apare îl urmăresc. Ok. Da. Deci, i-ai lăsat biletul? Da. Da, biletul l-am lăsat. Tu ce faci? Aștepți până mâine dimineață? Da. Ok. Nu o să fie odihnit. Da, e fi chiar obosit. Da. Voi vă duceți la Hana, voi la băută, la asta, la asta, ce treabă. Da, după ce terminăm asta, îl lăsăm pe el să doarmă și continuăm noi cu pasul următor. Ok, bine. Așa. Nu, o să fie obosit o zi, mare chestie. Am mai fost și eu până acum. Exact. Iau minus 2 la stați, la combat ăsta. Așa. Bun, stai tu până de dimineață când încep să cânte pescărușii și... Cocoșii. Găinile și cocoșii și toate alea. Cântă pescărușii. Și îl vezi pe ăsta că iese din casă, se întinde așa un pic. Apropo, unde ai lăsat biletul mai exact? Era la intrare, cum ar veni, dacă avea ceva acolo, ori pe ușă, ori pe o mățuță. Am înțeles. Ok. Okay. Și se îndreaptă spre către port. Mă duc după el. Subtil, subtil, umil. Acum întrebarea este dacă el știe să citească. God damn it! Și se duce spre port și bine, se întâlnește, hai salut băieți, hai neață, hai ce faceți, dă și mie o țigară. Și se duce, mă rog, acolo în port, începe să ia niște paleți și să-i care de colo până acolo, să... Butoaie să te rostogolească, să... El asta face în principiu. Între ei și cu Calchina au dormit foarte bine, erau niște paturi foarte confortabile. Nu stau așa cu ochii roșii. Fă ceva, fristule, fă ceva. La un moment dat... se oprește așa, știi, se uită de jur împrejur și vezi că se ascunde așa după un colț. Te duci după el, așa subtil. Te duci după el. Subtil, subtil, umil. Și vezi că și-a prins o țigară. Apare, n-ai voie să fumezi în timpul. Și mi-a dat și el pe furiș. God damn it. Ok. Ce pot să-i fac cu asta? Ce pot să-i fac? Poți dacă ești evil. Nu sunt evil, asta e ideea. Da, știu. Făceam și eu, am avut ocazia așa. Da, știu. Ok, mai aștept. Poate să fac ceva, poate să miști. Îi trezim și noi. Termină cu țigara. Asta. Aruncă țigara, știi, mucu și se întoarce cu fața la... la perete așa și își dă șlițul jos și îi face nevoile. Și zice, ce bine. Are o gamă variată de activități de om inteligent, da. Înțelegi? Își trage la loc pantaloni. Unde și... n-a fost ăsta omor de schelet, să înțeleg. Mai cred că mai gârâi din când în când, din genul, știi? Și se tace înapoi la treabă, știi? Un simpleton dintr ăsta, știi? Da. Așa și te uiți la el și la colegii săi cum mai vorbesc, mai cară un palet, mai una mai altă. Stai, de ce am apărut? A? Ce s-a întâmplat? Ce? A, mi s-a părut că era mai aici. În fine. Bun. Deci cam asta se întâmplă, este o viață nu foarte palpitantă. Tipul nu știe să citească.
Nu cred că știe să citească. Yes, we'll never know. Ce pana mea facem? Ar fi stupid să pleci și după ce pleci se duce la... Calkin, hai și noi ne găsim cu Magnific cu Magnific. Da. Aș putea să invoc un delfin ca să-i dea o coadă peste față. Și poate să dispare. Asta ar fi cam un activ, știi? Nu mă moare, dau o coadă peste față atâta. Nu o să doar tari. O să-i ciudat. Păi el nu e în apă, el e pe uscat. Da. Păi da, în salt, în salt delfinul îi dă una peste față dacă stă lângă apă. Și poate dispare delfinul. Trebuie să dea foarte bine la atac ca să... Trebuie să dea și acrobatic. Corect, corect, okay, okay, da, lasă, lasă delfinul. Ai putea să-i învoci ce mai aveai, ponei? Ca să ce, să-i tragă o copită, ce vreți? Asta-i, întreier putea să-l ducă pe Calkin la, pe acolo, la far, să vadă, poate vede el ceva urme, cât timp eu mă uit la ăsta. A, ce chiar, eu nu m-am dus. Întreierii. Băi, acum, în altă zi fiind, cred că mai putem și noi să dăm un perception. Și dacă nu, atunci mă duc la gelul, da, la naiba și gata. Asta vreau să zic. Unde se duce? La gelul. La gelul. Aaaa. Aia zic, că așa am zis. Vedem la casa ăsta dacă putem să-i facem ceva. Bun, n-am putut. Planul 2 era... Când... Da chiar, care când... este turnul? Unde e turnul lui gelul? Putem să întrebăm pe cineva. Nu, no, pe hartă, așa. Mi-a spus unde este sus de tot, barbanul. În cartierul din cel mai nordic, cum ar veni. Aha. Deci, aici, cred. Ok, exact. Așa, hai să mergem întâi la... La far. La far, noi la doi. Far. Marc, tu mai stai să-l mai privești. Al veghez pe ăsta, când face nevoie lui pe lângă mine. Da, hai să mai încercăm, să mai căutăm ceva, poate, poate. Noi... Hai, dă, cu rolul. Da. Rolul. 25, ia de aici. 25, wow, cu 25. Trebuie să văd ceva. Vezi ceva, într-adevăr. Vezi așa că... pe la baza farului, așa, știi unde, mă rog, chipurile a fost îngropată recompensa lui ăsta. Uh-huh. Vezi așa că piatra aia, care, la bază, știi, care face contact cu pământul, e zgâriată așa un pic, știi? E... Detectez capcane la piatra aia. A, prezintă urme de zgârieturi, ca să mă exprim mai... Am zis. Corect. Unde mă... Ce trebuie să dau pentru... Tot asta, nu, e ok, nu, te-ai uitat bine, e tot ăsta perception, nu, e în regulă. Nu, nu, vezi nicio capcat sau... Când mi se pare că aveai tu un bonus plus 1 dacă... Bun, încerc să dau lespedea la o parte. Încerci să dai lespedea, dar nu... Nu merge, nu? Nu, e... Scot cuțitul și încerc cuțitul să... Vezi să nu ți-l strici. E magic, nu spui nimic. Un magic într-o piatră. Și ce vrei să faci? Că să dai... Să bag sub lespede ca să încerc să... O zice să-mi pârghii. Ceva de genul. Nu poți, că ea e băgată în pământ, știi? Adică e... Da. E baza turnului. Încerc să-i găsesc o încuietoare, o ceva, ce să pot să desfac. N-ai găsit nimic, deci e doar o piatră care are la jos de tot niște urme de zgârieturi și pământul, mă rog, a fost cormonit, că a fost îngropată. Ne-a trebuit un knowledge ca să aflăm ce... Nu, scormon și eu acolo unde a fost. Scormonești, dar nu găsești nimic deosebit. Din nou, tot cred că ne trebuie un knowledge ca să aflăm... Ce a făcut urmele de gheare. Da. Ai, aș face eu, dar nu-s acolo. Dau un... dau singur knowledge care pot să dau, knowledge local, și să știu dacă e vreo specie, vreo ceva care ar putea... Nu, stai. Crezi că a fost cumva o pisică? Da. Sau o furnică? Da, o furnică. Cred că a fost o furnică. Dacă nu, chiar două. Până la urmă, ce ai văzut cu urmările lui Joe? Da, până acum nimic, încă nu pot să mă întreb asta, că sunt tot acolo. Sau dacă vreți, puteți veniți după mine să mă găsiți și să mă arătați urmele. Măi, păi... ceva ciudat cu urmele astea. Calchetul, poți să faci ceva? Vezi tu ce fac legat de ele? Legat de urme? Mhm. Cu 26? La ce? Stai, ați dat knowledge, nu? Ce ai rolat?
Am rulat Perception. Da, vezi același lucru ca și întâlnirii. Vezi ce am văzut și eu cu... Așa, knowledge local ceva? Ce poți să fac? Asta am dat și eu. Încerc. Nu, cu knowledge local nu poți să-ți dai seama de așa ceva. Băi, hai să chemăm pe Isaac. Vrei ceva de un nature ceva? N-am, dar nu am de toate. Hai să-l chemăm pe Mark. Hai că trebuie să-l chemăm pe Mark. Știutor. Du-te și cheamă pe Mark. Ah, mă duc eu. Eu stau să păzesc locul, să nu vine vreo furnică să mai facă vreo zgârietură. Da. Okay, bine. Dar tu cu ce ai dat ca să vezi furnică? Că furnica a făcut zgârietura. Am mers locul, să știu dacă ceva din împrejurime ar putea să... Mm-hmm. Ok, mă duc la Mark. Te întorci cu el? Cu el, no? Și le întreb. Ce a văzut? Ai găsit ceva? Joe a făcut Mark, ceva? Am găsit ceva aici. Joe a făcut multe, dar de obicei numărul 1 și țigări și pe un perete și... Cred că habar n-are să citească ăsta. Deci eu mai am văzut mesajul, trebuia să fii mai persuaziv, eu știu, să spun să rămân copil. Nu aș face asta, nu sunt malefic doar. Eu nu cred că e ceva în neregulă cu comportamentul Joe. Ca și sens. Bun, nu știi să citească, dar totuși te trezești, găsești un mesaj. Poate nu l-a văzut. Poate l-a furat pisica, poate l-a mâncat. Serios? Poate l-a luat vânt. Mai încercăm și la noapte. Da, bate-mă în cui. Okay. Îi lăsăm și noi, zic și eu, un cuțit în ușă, ceva. E, dacă ai fi lăsat cu cuțitul în ușă, poate așa ar fi fost mai evident. Așa. Trebuia să-i lăsăm cu cuțit. Eventual trebuia să punem niște sânge pe cuțit de la aia pe care i-am omorât. Da. Ok. Deci m-a dus acolo la și mă uit... Doar că nu cred că o să mă trebuia să-i dai un cap de cal mort în pat, știi? Da. Se prindea până la urmă că... Ok. Vei. Mă uit la urmele de pe piatră. Încerc să dau seama, oare ce ar putea face din natură? Ce fel de pasăre ar putea să facă și ceva? 14. Cu 14 nu cunoști niciun animal care ar putea face așa ceva. Deci animal. Adică un animal atât de puternic încât să... Iar atât de ascuțite încât să lase urme pe piatră. Ceva nenatural ar putea să facă, ca să pot să mă gândesc separat la o creatură nenaturală. Adică îți folosesc arcana în loc de nature. Pot? Da. Poți. Păi fă asta. Mă gândesc asta. Vezi că ceva magic. Critical. Wow, critical, da. E o creatură care nu este din această lume. Băieți, ne batem cu ceva care nu e din lumea asta. E o creatură supranaturală. Ceva supranatural. N-ar putea să-și dea seama și ce este? El, acum... A dat critică până la urmă. Da. Folosim și noi logica, adică cât de cât. Da. Ceva foarte puternic, a trebuit să întrebăm pe vrăjitorul local. Nu poate să combine chestia cu Detect Magic. Da, dacă e ceva, cu siguranță vrăjitorul local ar trebui să știe. Dar nu poate să combine chestia asta cu Detect Magic, poate să afle un pic mai mult? Nu. Ah, ok. Hai să mergem la vrăjitor, la Gelu. Da, la Gelu. Ok, mergem la Gelu. Săptămâna viitoare ajungem la el. De parte mai stă Gelu. Bă, Gelu, de parte mai stă. Dar de ce a dispărut Mark? Mi-a pus-o că n-am dormit. Altă chestie. Săptămâna viitoare. Așa am zis și săptămâna trecută. În ghilimele. Sesiunea viitoare. Da. E mai bine așa. Viitoare. XP. Da, mă rog. Voi vreți și XP? Da. Mark oricum a primit XP că... Păi Marc a făcut o faptă bună. Fapte bune ați făcut. Ai jefuit oameni răilor. Da, să-ți plăsc XP pentru asta, da? Și nu am omorât pe ăla în luptă. Da, l-am lăsat. Da, i-ați omorât pe ceilalți. Tocmai n-am alergat. Dar nu l-am omorât. Nu privi în sensul, au omorât doi oameni. Privește, ne-au atacat trei și unul a scăpat cu viață. Ne-au atacat patru, de fapt. Primul a murit în prima. Da, ne-au atacat patru... Stai așa să mă uit exact. Doar pentru roleplay de Elvis. Deci voi sunteți nivelul 3, nu? Da. Următorul level la 9000. La 9000? Da. Și cât aveți? XP? Eu am 6200. Eu am 6000. Eu am 6000. Ok. Mai primiți 1000 de XP toți. Deci 7200. Sweet. 7000. Nu, stăm să calculăm acum cât a valorat ăla, cât ăla. N-are rost. Da. Prea complicat. Oricum, a fost interesant.
Da, și foarte lung. O să stea vreo câteva ore asta la comprimare. Păi poți să sparge-l în două și încarcă. Da, pe bucăți, corect. Acum și să spună viitoare dacă nu facem, să zicem. Așa, oră cu oră cu oră. Corect. Da. Ca să ai de rezervă. Da. Da, corect. Perfect. Uhu! Bine. Cam asta. Mai adaug și tu o chestie cu săptămâna viitoare, partea următoare. Da. Păi da, a fost mai tare. Da, a fost. Am mers prin oraș să furăm bani. Da, hai să încercăm să facem un rezumat. Ce am făcut? E concret, ce ați rezolvat? Stai așa să o luăm. Ce ați rezolvat azi? Deci am vindecat. În primul rând ne-am vindecat. Pneumonie. Pneumonie, da. Așa. Am dat cu bidineaua. Da, a crescut în skill la dat cu bidineaua. Eu am făcut rost de niște bani. Da. Am făcut rost de bani. L-am vindecat de răutate pe Asar. Da. Da. Am fost până la cârciumă. Marx a dat drept Elvis. Am cântat mai întâi ca mine. Am luat bani pe asta. Am cântat ca Elvis apoi. Am cântat ca Elvis mai prost, fiindcă probabil ai fost intenționat. Da. Da. Și ai primit mai mulți bani. Da. Chiar dacă Star ai cântat mai prost ca Elvis și ai primit mai mulți bani, dacă încerci să mai Nu. A cântat mai bine decât Elvis. A dat mai bine pe zar ca Mark decât ca Elvis. Deci da? a dat mai bine pe zar ca Mark. A cântat mai bine ca și Mark decât ca Elvis. Da, Elvis doar era popular. Elvis fiind vedetă a primit bani mai mulți pentru că, na. Da, știu, dar ziceam așa, dacă a cântat el mai prost așa, poate Mark o să ia mai mulți bani acum dacă cântă mai bine. Da. Probabil. Poate da, poate nu, cine știe. Depinde exact. Ce mai dau un crit. Da. Am bătut niște hoți, l-am interogat pe Joe. Joe știe ceva, dar cum ne-abia facem să aflăm ce știe Joe? Am încercat să sperim pe Joe cu pasăre. Și am sărit în apă. Am aflat că știu să not. Am furișat în spatele lui și am vrut să-l omor, dar... Eu m-am furișat pe barcă acolo și m-am uitat pe barcă să văd tot ce era pe acolo și n-am găsit nimic. Am fost la el acasă și am lăsat un mesaj care... Cine știe ce s-a întâmplat cu el, au făcut avionașe copiii din el. Exact. De genul. Mai încercăm o dată data viitoare să-mi lăsăm un mesaj. De data asta stai. Ce treaba aia cu capul de cal mort. Da. La început i-am spus musului că este regele Nordului. Da, corect. Da, până acum n-are și probabil el a considerat că era doar un vis și nu i-a păsat. Nu se știe. Vreau să-i puteți așa idei. Inception. Așa. Pe logaritm și pe... Mănâncă pâine pe vas. Da. Da. Așa. Da, își pun ce mai făcut? Am aflat de unde e vrăjitorul și că e un vrăjitor local. Da, îl cheamă Gelu, e un dwarf. Clar, nu este nicio gildă de hoți, ar trebui da, să găsim. Din nefericire. Am putea forma una. Da. Da. Siguranță suntem mai buni decât ei. Da, să decât știi. Hoții locali. Mai fapt, ei nu erau tocmai hoți, ei erau tâlhari. Erau muritori de foame, mă. Da. Și care, dar genul de muritori de foame care, bun, poți să duci în port să car cutii cum face Joe sau poți să stai să ameninzi pe unul că bă, dă banii că te omor. Păi da, poate aia fac în timpul liber. E ca un hobby. Bă, practic și Joe lucrează pe vas, dar în timpul liber mai ai niște mărminte. Joe știe ceva, dar nu știu. Da, știu. Și e o pasăre ciudată, magică, care a luat cheia de la far. Putea fi un manticore, un harpy masiv. Bă, este clar, de două lucruri. Dragon, mai bine să nu fie dragon. Știm niște chestii sigure și cam toate duc la Gelu. Da. Da. Gelu ar putea să știe. Că a fost o chestie cu ceva mistic, a dispărut și a făcut ful. Poate fi și un polimorf, la urma urmei. Da. Cel a vorbit, nu l-a văzut, l-a stat colț în colț la o clădire și... l-a făcut ceva și a dispărut transformat. Da. Și clar că din coace iarăși erau urme de ceva magic. Și singurul care știe de magie din tot... Da. Care știe cel mai bine, chestie. Că mai sunt vrăjitori în zonă, dar ăsta e cel mai. Băi, ăsta e singurul cu turn, cred că. Da, deci Gelu. Așa. Gelu. Da. E un dwarf. De ce e dwarf?
Pentru că așa Dunești în câmp doar. Dunești în câmp doar. Ți-a zis. Da. Doar vrăjitor. Ia, vorbești noi cineva la... Da, vorbești noi cineva la aceeași nivel, știi? Da, tot Iulia cum mai înalt. Da, e mai înalt puțin. Am mai aflat ceva. Am aflat că inelul meu de cameleon nu e așa de bun. Nu e așa de bun, credeam că era. Da. Băi, nu ne-am... Data asta nu ne-am sinucis deloc. Da. S-a sinucis ei. Da, a scăpat soare. Nu chiar s-a sinucis, dar... Știi, practic, el nu a dat în el cu cuțitul, doar l-a scăpat din mână. Mm-hmm. Da, dacă stau să mă gândesc, sesiunea asta nu s-a întâmplat nimic catastrofal, știi? Da. Doar mici setbacks, mici întârzieri. Da, setbacks cum adică ar... Cel mai rău lucru care s-a întâmplat a fost să nu nimeresc pe ăla de vreo 2-3 ori la rând. Dar în rest... Nu, cel mai rău lucru care s-a întâmplat a fost să nu meargă blaful pe vapor. Ar fi fost foarte util. Sau să nu merg de la început. Nu ne-a mers perception-ul la îngăfar, dar am revenit a doua zi. Dacă ne mergea perception de la început, atunci nu mai trebuia ca să intrăm în casa lui gel. Da, dar ne rămânăm fără chestii în avance, deci să mă aleg. Da. Adică să mă arăt comunicat. Și nici n-am avut cum să-l interogăm ca chestii. Da, că asta e. Nu a mers nici skill-le, nici... Da. Nici la atunci. Măcar am reușit să-l intimidez la început. Oricum, ca să știți, nu mă puneți pe mine să fac bluff, nu sunt bun la așa ceva, nu știu să mint. I love it. Știu să mă ascund, dar nu știu să mint. Mă ascund foarte bine. Da, a fost fun cu furatul, știi, chiar a fost o strategie. Cu ce? Cu furatul. Ah. Pe da, te-a avut bulan că ați dat mare. Am dat mare, da. Și aveți modifiers. Oricum, am modifier 10 la furat. Am ceva gen 10 la bluff, cred, nu știu, stai să văd. Ai 8, am chest, nu știu, am 8, da. 8, dar oricum... Da, eu am 4 la bluff și nu-mi iese niciodată bluff-ul. Da, am. Timidei îmi a ieșit odată și am tot 4 la el. Cred că trebuie să mai pun puncte pe astea. Băi, bine, ar fi fain să avem câte unul din fiecare skill din ăsta. E mai greu, în ediția a 4-a poți să faci chestia asta, că sunt doar vreo, nu știu, până în 15 skill-uri. Și dacă toată lumea are câte 4 skill-uri, dacă sunt 4 jucători, poți le puteți avea pe toate, știi? Nu, știi, ceva în genul, unul să aibă bluff, unul să aibă diplomacy și unul să aibă intimidate. Păi da. Practic, eu o să le am pe toate în curând. Da, tu. De ce? Și... Bard. E bard. Skill de bard. Chestie. Așa și? Le pot folosi cam pe toate după aia. Deja bluff și diplomacy le am la același nivel, toate bazate pe performance. Pot să pun și intimidate mai încolo. Nice. Pe performance. Nice. Să fii foarte amuzant. Da, o să fiu. Bă, băi, să mă întorc la C4. Spor la grind. Bă, chiar nu-i să învăț să țin controlerul în mână. E groaznic, am încercat și eu, dar... Hai de cap. Te înveți greu. Da, asta e, trebuie. Și mai vorbim. Da. Bine. Data viitoare. Salut. Am plecat și eu, băieți. Vă las. Salut. Ciao.